Cum arată un cimitir în Germania? Intrăm pe poartă. Apă, stropitori cu care să ude florile. Băncuțe. Nu au cavouri ca în România. În schimb, și dacă plouă, poți merge prin cimitir. Când a murit tata în 2017, deși are cavou, când am ajuns în cimitir, un picior îl băgam și unul îl scoteam până la cavou. Foarte greu am ajuns. Noroi de pe lume. Lipsă de organizare. Păcat. Aici o capelă ceva. Nu merg pe aleea principală, merg fix în marginea cimitirului. Și la acest sătuc de câteva mii de locuitori, 10.000 maxim, 9.000, 7.000, nu mai știu cât are. Ultima numărătoare a fost de 9.000. Mai sunt cimitire. Undeva pe deal, într-o pădure, mai este un cimitir. Aici sunt coșuri pentru oamenii care îngrijesc de cimitir. Uneltele lor, apă iarăși, groapă de gunoi, totul civilizat.